Pun pariu că dacă ai postat pe acest clip, ai nevoie de o țintă. Nu? Toată lumea cu VGS și bine m-a regăsit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă ajut să vă alegeți ținta și o să vă arăt niște trucuri legate de țintă pe care nu le știai. Așezați-vă comod, apăsați butonul de like, dislike, abonați-vă pe canal, luați-vă niște gustări și cel mai important, uitați-vă la acest clip până la final pentru că mă ajută extrem de mult. Hai să-i dăm bice! În primul rând, hai să ne gândim ce fel de ținte avem la alegere. Ținta punct, ținta făcută din linii și ținta din linii cu punct. Ținta cu care vă sugerez să jucați este ținta făcută din linii, adică fără, aia fără punct. Ea este cea mai precisă. O să-mi ziceți, Jezule, ești prost. Ținta punct, logic, ar trebui să fie cea mai precisă pentru că e doar un punct și pe mijlocul ecranului. Nu? N-aveți dreptate. Hai să vă explic de ce. Device-urile voastre au toate o anumită rezoluție diagonală, un anumit număr de pixeli. De aia nu toate țintele se potrivesc device-ului tău. Hai de la început să vă spun o informație care nu o știe nimeni. Vi s-a întâmplat măcar o dată ca atunci când puneți ținta pe un adversar și trageți în el, nici măcar să nu-i dați damage. Ținta de pe Standoff 2 nu se află pe mijlocul ecranului. Ea se poate muta dacă setați mărimea greșită. Cum adică se poate muta, Jezule? Știu, știu, știu. Și mie mi s-a părut uimitor la început. Hai să vă explic. Imaginați-vă un cub Rubik, da? Cubul Rubik are 9 cuburi în el. Foarte simplu. Iar cubul central este exact ținta voastră. Dacă mai adăugăm 3 cuburi, atunci cubul central nu mai există. Pe scurt, dacă alegeți mărimea greșită a țintei, atunci ținta nu va fi poziționată pe mijloc. De-aia atunci când trageți într-un inamic, se întâmplă să nu-l nimeriți. Această problemă se întâlnește cel mai des pe iPad-uri. Asta este ceva normal, această problemă o găsiți și pe alte jocuri, de exemplu CSGO. Și chiar dacă v-ați pus ținta punct, asta nu înseamnă că pixelul respectiv se află pe centrul ecranului. Vă dau un exemplu pe iPad-uri. Ca să vă găsiți pixelul central, trebuie să vă puneți punctul pe 4 și abia după puteți să vă puneți liniile țintei. Important e să nu vă faceți liniile țintei mai groase ca punctul. Pentru device-urile Apple vă lasă cu țintele pe ecran. Dar dacă aveți Android, Jezule, ce mă fac dacă n-am telefon de la Apple? Dacă ai un telefon Android și nu știi ce aspect ratio are telefonul tău, exemplu 16:9, 16:10, atunci v-aș sugera să folosiți aplicația care se numește Custom Aim și deja acolo vă puneți ținta punct. După ce ați pus ținta punct, intrați pe Standoff 2, intrați în training pe poligon și deja acolo vă setați după punct din aplicație liniile țintei. Punctul din aplicație 100% este pixelul mijlociu al telefonului tău. În afară de țintele explicate mai sus, mai avem două feluri de ținte, fiind dinamică și statică. Acum vine întrebarea, Jez, care țintă este mai bună, dinamică sau statică? Pentru începători, v-aș sugera să folosiți ținta dinamică. În primul rând, veți putea vedea în ce direcție vi se duc gloanțele. În al doilea rând, atunci când începeți să mergeți, ținta începe și ea dinamic să crească. De-aia și voi ca începători puteți să vă dați seama când trebuie să vă opriți din mers și când trebuie să trageți. Și abia după ceva timp o să puteți trece liniștiți la ținta statică. Dar care e faza cu culorile țintei? Ce culoare ar trebui să-mi pun, bă, Jezule? Important e să știm, chiar dacă majoritatea știu acest lucru, nu v-am descoperit America aici, ținta trebuie să aibă o culoare care nu se află în textura mapelor. De exemplu, puteți alege Lime, culoarea pe care o folosesc și eu și vă sugerez să o folosiți și voi că nu o găsiți mai pe nicio textură. Roșu, roșu deschis, toți sunt cu culori unice care rar le găsiți pe mape. Albul este o culoare foarte des folosită în jocul nostru, doar că albul se găsește mai mereu pe mape. Jezule, ce zici de mov? O să mă întrebați. Nu știu de ce, dar majoritatea jucătorilor care joacă cu culoarea mov încep să devie agresivi. De parcă această culoare te afectează un pic psihic? Dacă nu crezi, încearcă să-ți amintești ultima dată când ai jucat cu această țintă. Încercați să jucați cu mov și după cu altă culoare, după scrieți-mi în comentarii dacă ești prost sau nu. Deja legat de culoarea țintei depinde părerea și preferințele proprii. În schimb, să setezi în așa fel ținta ca ea să fie pe mijlocul ecranului, trebuie să înțelegeți că trebuie să o setați exact după device-ul vostru. Ținta mea aveți acum pe ecran, nu mi-am schimbat-o
de jumătate de an, cred. Am luat-o de la un fost membru V7R, Lucas, mai precis. Dacă vreți și voi ținta, o las în comentarii. Păi băi, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați acolo butonul de like. Hai să strângem 100 de legiane. M-ar ajuta extrem de mult. Cu voi a fost Jez. Ne revedem în episodul viitor. Pa, pa!